Aș vrea să fac ceva creativ, ceva inspirat, dar nu vine nimic în minte, pentru că astăzi trebuie să vorbesc despre un mouse Asus Pro Art MD300. Adică ăsta. N-am mai avut la răbdare, l-am scos deja în cutie, l-am butonat, l-am gândirat, am văzut ce poate, pentru că m-am acolo în spatele camerei un om care este destul de creativ și creator de conținut, în afară de mine, și am zis, hai să vedem ce poate. Și după aia să vorbim și vouă despre el. Așa că hai să dăm drumul la treabă, nu? Să înceapă valsul. Și dacă tot noi să înceapă valsul, acesta este un mouse destul de ergonomic, teoretic pentru oamenii creatori, creativi, cei care folosesc destul de mult suita Adobe și nu numai, pentru că are o rotiță aici pe lateral, de fapt două, este asta și asta și asta. Cele două fac același lucru, asta sus-jos face același lucru, dar atunci când se apasă pe ea pe butonul se controlează acel buton interior, face cu totul altceva. Dar, ca să facă acest lucru, se desface dinăuntru, se ține magnetic, se scoate dongle-ul, se pune la căpăcelul și avem dongle pe USB. În cutie mai avem un adaptor de la USB-A la USB-C, în care se poate băga dongle-ul. Și este de asemenea un cablu de la USB-A la USB-C, care poate să conecteze mouse-ul, doar îl încarcă. Ha, ok. Și păi îți explic și de ce. Te rog. Pentru că dacă tu ești cu mouse, tu poate vrei să încarci de acolo, dar poate ești conectat la alt device, la device-ul de laptop. Fair enough. Dar tocmai de asta, în partea din spate ai buton pentru wireless, pentru adaptor, buton de off și buton de Bluetooth. Iar pe Bluetooth are 3 și se și aprind, acum am observat. 1, 2, 3. Practic puteți să treceți device-ul 1, device-ul 2, device-ul 3. Puteți să-l conectezi un desktop, un laptop, un tabletă, gen un desktop, un MacBook sau un iPad. Sau 3 laptopuri sau 3 desktopuri, 3 tablete. Înțelegeți. Chiar 4, pentru că poți să fii pe adaptor pe 1. Dar poate știe chiar 3 dongle-uri. Nu. Oricum, da. De menționat că nu are opțiunea wireless. Da. Ah, și are un LED care clipește. Aici, mamă, cât de mic e, abia se vede atunci când se încarcă. Ok. Deci chiar n-am observat totul înainte prima oară când l-am testat. Pentru că nu îl conectasem prin fir, îl conectasem doar așa, porni butonul de wireless și mouse-ul este conectat. Aplicația Armoury Crate-ul îl detectează din prima. Update Center-ul îl vede și o să ceară un update la aplicație și odată la aplicație, în setările de placă de bază, placă video, apare și mouse-ul. Iar de la mouse se poate customiza. Practic, aveți butoanele, fiecare buton ce face, se poate customiza fiecare buton ce face, clasic, și după aceea aveți aici Asus Dial. Practic, această rotiță de care vă ziceam, care poate să facă mai multe chestii. Adică, se adaugă o funcție și are așa, brightness, în caz că l-aveți pe un laptop, volume up, volume down, scroll, pentru că poate să facă scroll, swipe between applications, sau switch between virtual desktop. Adică dacă aveți desktop-uri, trece într-un altul, trece din aplicații dintr-una în alta. Sau puteți să faceți grup și în fiecare grup vă adăugați mai multe chestii. De asemenea, puteți să vă ajustați cât de repede să funcționeze rotița, această rotiță, nu rotița aceasta, pentru că are și rotița aceasta și are și rotița normală și mai are și are 3 rotițe. Iar atunci când sunteți într-o aplicație gen Photoshop, Premiere, Lightroom, da, oi, exact așa e, Photoshop, After Effects, Lightroom sau Premiere, puteți să vă adăugați anumite funcții. De exemplu, în Photoshop are brush size, brush hardness și puteți să vă adăugați o tonă de alte funcții. Dar hai să luăm de exemplu în Premiere, pentru că în Premiere deja are câteva funcții. Puteți să vă mai adăugați încă nu știu câte. În Lightroom are 6 funcții deja și se mai pot adăuga încă mult prea multe ca să stau să le număr. Și după ce vă faceți toate chestiile astea, după ce vi le configurați, practic se apasă ușor pe rotiță și de aici se face tot controlul. Însă, mai aveți aici un tab de performance, by default mouse-ul a venit cu un pulling rate la 125 Hz, nu la 1000, puteți să vi-l faceți
la 1000, vă recomand să le faceți la 1000. De asemenea, puteți să faceți cât de repede să răspundă click-ul butoanelor, de la 12 milisecunde până la 32 de secunde. Milisecunde, mulțumesc. De ce ai vrea să-ți răspundă butonul mai încet? Dacă aveți răspunsul la această întrebare, de ce ai vrea ca un buton să-ți răspundă mai încet, adică să nu fie atât de responsiv, să efectul butonului să fie mai întârziat, vă rog frumos să lăsați un comentariu. Chiar sunt curios. De ce ai face acest lucru? De asemenea, pop-up delay-ul, practic chestia asta, cât de repede să apară. Și speed dial multiplier, cât de repede să... Ah, și mai are și DPI. DPI 1, DPI 2. Hai să mișcăm mai încet. Este doar la 1100 și asta îl dăm la 8600. Ok, DPI 1 este DPI 1 normal, iar și DPI 2, ce face DPI 2? I have no idea ce face DPI 2. Mai avem așa, buton de power, care ne arată cât la sută are bateria încărcată, la cât la sută să ne avertizeze în cât timp se intre în sleep. Ultimul buton de firmware update, după care puteți să vă faceți scenarii pentru fiecare aplicație în parte și aveți de asemenea profile. So, top, left, Asus dial, mouse wheel, key assignment și la rotiță poți să îi dai să-ți facă ce vrea. Scroll, scroll. Da, deci foarte multe funcții. So, am zis de și de ce are cablu? În afară de încărcare? N-am zis. Ok. În afară de faptul că acest cablu vă ajută să vă încărcați mouse-ul, are acest adaptor de la USB-C la USB-A, ca să băgați dongle-ul. De ce să faceți acest lucru? Pentru că atunci când băgați dongle-ul direct în calculator, puteți să vedeți foarte multe interferențe. Acest dongle funcționează pe 2,4 GHz. Este frecvența standard pentru foarte multe device-uri, foarte multe periferice wireless, foarte multe wireless-uri, routere wireless. Și automat sunt foarte, foarte multe interferențe, mai ales cu direct de la un calculator. Și dacă să-l conectați în acest adaptor și după aia în acest cablu, practic dongle-ul nu mai este lipit de calculator, este la o distanță mai mare și automat interferențele sunt mai mici. Și astfel încât nu aveți probleme cu mouse-ul și cu mișcarea lui. Nu ajunge să miște sacadat, nu ajunge să se întrerupă, totul este lin, cursiv, normal. Ca să înțelegi de ce există și acel cablu. Și acum, hai să-l oprim și ar fi o concluzie. Ca formă, îmi place cum se simte, cum pică, dar trebuie să te obișnuiești. Inițial, când am testat prima oară, atât eu cât și Mircea ni s-a părut că are o formă ciudată. Mai ales aici unde pică degetul mare. Cumva, mâna stă ușor umflată. Luăm un alt mouse, de exemplu. Acesta este mai jos mai, și mâna stă mai întinsă, mai normală, însă acesta e ușor mai cocoșat, special ca să ajungi la rotițe, la ambele dial-uri să fie ambele la îndemână, din cauza asta și o înțeleg de ce. Și de asemenea, sprijinul pentru degetul mare ca să stea fix aici, înțeleg de ce. Dar e nevoie cumva de o adaptare, adică trebuie să vă placă acest lucru, trebuie să fiți ok cu acest lucru. Pentru că prima mea reacție a fost să se simte ciudat. Dar acum, după ce l-am folosit, mi se pare ok, nu mai mă dau jos deloc. Aș putea să-l folosesc fără nicio problemă. Aș putea să-l folosesc toată ziua fără să mă deranjeze, fără să simt că am crampe la mână, așa cum pățesc cu mouse-ul de la Apple, cum am arătat în celălalt clip cu mouse-ul Asus. Concluzie, mi se pare ok. Plasticul este totuși puțin cam ieftin, cum zicea și Mircea, păstrează amprente, adică rămân urmele pe el, deși nu am mâinile uleioase, m-am spălat pe mâini înainte, rămân amprentele pe el. Butoanele sunt destul de silențioase, adică o mică distanță de mine s-aud, dar nu s-aud de rău, nu deranjează. Se simt ok, se simt ca orice switch de mouse. Este clar dedicat unei anumite nișe de persoane, nu este pentru toată lumea. De exemplu, cum ziceam mai devreme, m-am jucat, am tras o rundă de Counter-Strike. Este foarte ok, poți să te joci fără nici mică problemă. Așa că aș zice că este pentru oamenii care sunt creativi, au nevoie de o unealtă cu niște feature-uri extra, dar totuși vor să se și joace. Cam asta ar fi concluzia mea. Dar voi, dacă aveți o altă părere, credeți altceva despre acest mouse, lăsați un comentariu.
chiar sunt curios. Voi ce credeți despre el? Și dacă tot faceți scroll în partea, nu uitați like, share, subscribe, știți-o, toate lucrurile bune. De asemenea, nu uitați să dați un join. De fapt, dacă vreți, puteți dați join, că avem o secțiune specială pentru membri, conținut unic, strict pentru ei. Și altceva, dacă aveți întrebări, serverul Discord, ca de obicei. Eu sunt Lucian, noi suntem Vlogtehnica, mouse-ul de la ProArt, MD300, de fapt de la Asus, vreți varianta Gamma ProArt, iar din spatele camerei, Mircea. Mai butonăm ceva și data viitoare. Ah. Fair enough.